Primăria municipiului Iași a emis două dispoziții de restricționare a traficului rutier ca urmare a unor evenimente organizate în oraș pentru buna desfășurare a partidei de fotbal dintre echipele CSM Politehnica Iași și Steaua București. Se închide circulația auto, cu excepția riveranilor, în ziua de duminică, 30 octombrie, în intervalul orar 18.30-22.30, pe străzile General Toma Dumitrescu, Dumbrava Roșie, George Coșbuc și Aleea Grigore Ghica Vodă. Se interzice comercializarea băuturilor alcoolice pe o rază de 500 de metri în zona stadionului Emil Alexandrescu, cu două ore înainte și în timpul desfășurării partidei de fotbal. De asemenea, pentru buna desfășurare a alegerilor prezidențiale din Republica Moldova, care în Iași vor avea loc la secția de votare a Consulatului Republicii Moldova din alea Grigore Ghica Vodă, numărul 60A. Se închide circulația auto, cu excepția riveranilor, pe Aleea Grigore Ghica Vodă, de la intersecția cu calea de acces în complexul Târgușor-Copou până la Ronda Agronomie, în ziua de duminică, 30 octombrie 2016, între orele 6 și 22. În plus, se interzice comercializarea băuturilor alcoolice pe o rază de 200 de metri în zona Consulatului, cu două ore înainte și pe durata desfășurării alegerilor.